Hi, are you Yuli? Yes, I am. And who is he? He's my friend. Is he a musician? No, he isn't. And how old is he? How old are you? I'm 35. He's 35. Hello! Salutare! Sunt Yuli de la English Engleză, iar această lecție video din seria English in 5 Minutes este a doua dedicată verbului to be, a fi. Dacă în prima parte am discutat despre formele sale afirmative și negative, aici ne vom ocupa de formele interrogative, adică vedem cum se formulează questions, întrebări, folosind verbul to be. De asemenea, vom discuta și despre așa numitele WH questions, întrebările WH, adică întrebări care încep cu aceste litere și care sunt echivalentele româneștilor ce, cine, cum, unde, etc. La sfârșitul acestei prezentări veți putea exprima în engleză doar pe baza celor studiate în această lecție video enunțuri precum unde ești? Ce vârstă are el? Ea este căsătorită? Dacă apreciați ceea ce vedeți, ca de obicei vă invit să dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru dacă nu ați făcut-o deja. Deci, let's begin! Să începem! Dacă am reținut formele verbului to be însoțite de pronumele personale corespunzătoare din lecția video 1, formularea întrebărilor este foarte simplă, deoarece trebuie doar să inversăm locul subiectului cu cel al verbului to be. Astfel, I am, eu sunt, devine am I, sunt eu. You are, tu ești, devine are you, ești tu. Apoi, de exemplu, he is, el este, devine is he, este el. Și la fel la toate pronumele de persoana treia singular. La fel și la pronumele de plural, unde forma verbului to be este are. De exemplu, we are, noi suntem. La interrogativ avem are we, suntem noi. Rețineți această regulă a plasării verbului la începutul unei întrebări, pentru că, în general, așa se formulează întrebările în engleză la toate timpurile verbale. Să vedem și câteva exemple de propoziții cu aceste structuri interrogative. Am avut am I, sunt eu. Iată și un exemplu. Am I late? Sunt eu târziu, cu sensul am întârziat sau sunt întârziat. Apoi, pentru pronumele you, tu. Are you hungry? Ești tu înfometat? Cu sensul de ție foame? Are you hungry? Apoi pentru he, el. Is he a student? Este el un student? Cu sensul este student. Apoi pentru she, ea. Is she married? Este ea căsătorită? Pentru it, pronumele neutru impersonal. Is it cold? Este frig, it ținând locul vremii. Is it cold? Este frig, este vremea rece, cum ar veni. Apoi pentru we, noi, avem are we done? Suntem noi terminat, cu sensul de am terminat, cu sensul de am terminat treaba. Apoi pentru you, voi, are you at home? Sunteți voi acasă? Și pentru they, ei sau ele, are they thirsty? Sunt ei însetați? Cu sensul le e sete. La astfel de întrebări cu verbul to be, cu verbul a fi, putem răspunde cu așa numitele short answers, răspunsuri scurte. Aceste întrebări fiind întrebări închise, așa numitele closed questions, putem răspunde simplu cu yes sau no, da sau nu, plus un răspuns scurt folosind verbul to be. De exemplu, am I late? Am întârziat sau sunt întârziat? Răspunsul poate fi yes. Simplu, ne putem opri aici. Da. Sau yes, you are. Da, tu ești. În sensul tu ești întârziat. Tu ai întârziat. Sau, negativul, no. Nu. Și putem adăuga you're not. Tu nu ești, în sensul tu nu ești întârziat. Sau, celălalt mod de a exprima negația, you aren't, cu același sens. Nu, tu nu ești. Și astfel de răspunsuri scurte se pot
aplica la toate celelalte persoane. De exemplu, are you hungry? Ești înfometat, îți e foame? Yes, I am. Da, eu sunt. Sau, no, I'm not. Nu, nu sunt. În sensul, nu sunt înfometat. Nu, nu mi-e foame. Is she married? Este ea căsătorită? Yes, she is. Da, ea este. Sau, no, she's not. Nu, ea nu este. Sau, no, she isn't. Nu, ea nu este. La fel și la plural. Are you at home? Sunteți voi acasă? Yes, we are. Da, noi suntem. Sau, no, we're not. Nu, nu suntem. Sau, no, we aren't. Nu, nu suntem. Pentru a formula întrebări deschise, așa numitele open questions, care necesită răspunsuri mai elaborate, cu mai multă informație, folosim așa numitele întrebări WH, WH questions, sau întrebările WH, numite așa deoarece încep cu acest grup de litere, WH, WH, WH. Cele mai utilizate astfel de întrebări în engleză sunt what, ce, who, cine, where, unde, when, când, why, de ce și how, care înseamnă cum. Acest how, chiar dacă nu începe cu WH, face parte din grupa acestor întrebări WH, WH questions. Aceste întrebări se plasează în întrebare înaintea verbului, devenind primul cuvânt al propoziției. Să transformăm câteva dintre întrebările de mai sus folosind aceste întrebări. De exemplu, am avut is he a student? Este el student? Și putem extinde întrebarea folosind formula where. Where is he a student? Unde este el student? Și atunci nu voi mai putea răspunde scurt cu yes sau no, ci va trebui să dau mai multe informații. Sau întrebarea are you at home? Sunteți voi acasă? Poate fi completată cu when. Când? When are you at home? Când sunteți voi acasă? Sau întrebarea are they thirsty? Le e sete sau sunt însetați? Poate fi completată cu întrebarea why? Why are they thirsty? De ce le e sete? De ce le este sete? Iată și câteva exemple pentru what, who și how, ce, cine și cum. De exemplu, întrebarea cât este ceasul sau cât e ceasul. În engleză această propoziție este motamo, literal, care e timpul sau care este timpul. What is the time? Ce sau care este timpul? Și putem folosi și contracția. What's the time? Ce sau care e timpul? Cu sensul, cât e ceasul? Pentru who, cine, avem întrebarea who are you? Cine ești tu? Iar pentru how, avem, de exemplu, întrebarea ce mai face tatăl tău? Sau cum mai e tatăl tău? How is your father? Cum e al tău tată? Cu contracția, how's your father? Cum e tatăl tău? În sensul cum o duce. Există și variante mai extinse ale acestor întrebări, what și how, ce sau care și cum, în care mai adăugăm un cuvânt și obținem un înțeles sau o întrebare nouă. De exemplu, lui what putem să-i adăugăm color. What color? Ce culoare? Ca în exemplul, what color is your car? Ce culoare e mașina ta? Sau putem să-i adăugăm substantivul time. What time? Ce timp sau la ce timp? Ca în exemplul, what time is the party? La ce timp e petrecerea? Cu sensul, la ce oră este petrecerea? Pentru how putem adăuga much. How much? Cât de mult? Cu sensul, cât costă? How much is the ticket? Cât de mult este biletul sau cât costă biletul? Sau putem să adăugăm adjectivul old, vechi sau în vârstă. Și atunci obținem întrebarea how old? Cât de în vârstă sau ce vârstă? How old are you? Ce vârstă ai tu? Sau cât de în vârstă ești tu? Să recapitulăm. În această lecție video am vorbit despre verbul to be, a fi, la formele sale interrogative. Am formulat întrebări cu acest verb. Am văzut și cum putem răspunde scurt la astfel de întrebări și am folosit și întrebările WH, WH questions, pentru a formula întrebări deschise.
La final, vă invit să încercați să exprimați pe baza celor învățate în această lecție video enunțurile propuse la începutul acestei prezentări. Vi le reamintesc. Unde ești? Ce vârstă are el? Ea este căsătorită? Deci, apăsați butonul de pauză, rezolvați exercițiul, după care reapăsați play pentru a vă verifica. Good luck! Variantele corecte sunt: Where are you? Where are you? How old is he? How old is he? Is she married? Is she married? În speranța că această prezentare vă este de folos în studiul limbii engleze, vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit să ne dați un like sau un share dacă apreciați aceste lecții, iar până data viitoare vă doresc all the best! Toate cele bune! Goodbye!